Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă emisiune Autostrada. Vom începe ediția de astăzi cu acest Hyundai Tucson care se află în garajul autostrada.md de puțin timp și cu care am parcurs deja 10.000 de kilometri. Va urma rubrica Auto News în care o să aflați care sunt rezultatele ultimei runde de teste Euro NCAP, dar și ce noutăți aduce cea de-a 8-a generație Volkswagen Passat, care a fost prezentată în premieră mondială de producătorul german doar câteva zile în urmă. Pe final de emisiune vă așteaptă un test drive cu o mașină japoneză. Suzuki S-Cross se numește aceasta și a fost lansată pe piață pentru a concura cu Mitsubishi ASX. După ce în garajul autostrada.md s-a aflat mai bine de un an un Chevrolet Aveo diesel, iată că două luni în urmă locul acestuia a fost ocupat de Hyundai Tucson. Chiar dacă nu a trecut prea mult timp de atunci, noi am reușit deja să parcurgem 10.000 de kilometri la volanul acestei mașini, fie prin țară sau în afara ei. Ce impresie a produs între timp mașina Autostrada, vă spunem în minutele care urmează. Faceliftul lui Hyundai Tucson a fost prezentat în toamna anului trecut, iar acest exemplar a intrat în garajul autostrada.md la începutul lunii aprilie. Deja, cum v-am spus, am parcurs la volanul acestei mașini mai bine de 10.000 de kilometri. Am reușit să adunăm foarte multe impresii și iată care sunt acestea. Indiscutabil, cea mai solicitantă călătorie în care ne-am aventurat la bordul acestei mașini a fost deplasarea de peste 5.000 de kilometri prin mai multe state europene de la sfârșitul lunii aprilie. Pe atunci eram printre primii din Moldova care am verificat dacă chiar putem călători în Europa fără vize, doar cu pașapoartele biometrice. Și ne-a reușit! Atunci când ne pregăteam de Eurotrip-ul despre care vă povesteam mai devreme, era foarte important ca portbagajul mașinii cu care urma să mergem în acea călătorie de peste 5.000 de kilometri să fie extrem de spațios. Ei bine, Hyundai Tucson nu are probleme la acest capitol. Portbagajul măsoară un volum de 465 de litri. Astfel, aici au încăput toate bagajele noastre și, desigur, echipamentul de filmare. În plus, tot aici, în portbagaj, mai există o priză de 12V, care, datorită căreia, puteți încărca orice aparat electronic prin intermediul unui invertor. Atunci când ne-a fost oferită șansa de a alege versiunea care ne place mai mult, ne-am asigurat să avem în mașină cruise control, acoperiș panoramic care crește și mai mult senzația de spațiozitate, sistemul de tracțiune integrală, senzorii de parcare la pachet cu camera video spate sau sistemul de încălzire pentru toate scaunele. Astfel am ales versiunea premium, care este cea de-a treia din totalul de 4 disponibile pe Hyundai Tucson și care este burdușită cu tot felul de dotări utile. Am observat la foarte multă lume că atunci când procură o mașină nouă, durează ceva timp până când clienții înțeleg care dotările sunt cu adevărat utile și care sunt cele pe care nici măcar nu le folosesc cel puțin odată. Eu am o asemenea dotare în această mașină și anume CD player-ul, de care nu m-am folosit nici măcar odată și există foarte multe șanse că acest trend va continua și mai departe. Și asta pentru că iată că CD-urile sunt depășite de timp și au fost înlocuite, de ce nu, de sticurile USB. Partea bună este că prețul acestei mașini nu crește din cauza acestui CD player. Propulsorul de 2 litri care stă sub capota acestei mașini produce 160 de cai putere. Aparent, este suficient, însă iată că nu prea este așa. În această versiune, SUV-ul corean este ceva mai lenos, însă eu m-am obișnuit deja cu acest lucru. Însă cel mai mult ce îmi place în acest Hyundai Tucson este cutia automată cu 6 rapoarte. Vorbim despre o cutie automată clasică, una care nu este robotizată și nu este un CVT. Cel din urmă chiar mă enervează la culme, pentru că chiar nu aș opta în viața mea niciodată pentru o asemenea transmisie. Deci este o cutie clasică, cu 6 trepte. Schimbă rapoartele exact atunci când este nevoie. Cei de la interior nici măcar nu simt cum are loc schimbarea, iar propulsorul nu este turat mult prea tare sau mult prea puțin atunci când se trece, spre exemplu, din treapta a doua în cea de-a treia.
Este o cutie totuși foarte bună, iar când zic asta, mă gândesc și la celelalte modele din segment și la transmisiile cu care sunt dotate alte modele de talie acestui Tucson. Cu siguranță vă întrebați totuși ce nu-mi place în această mașină. Ei bine, sunt câteva lucruri care mi-aș fi dorit să fie îmbunătățite sau ceva mai bune. În primul rând, garda la sol, pe care aș vrea să fie ceva mai generoasă, în special în zona propulsorului, pentru că deja am reușit de vreo câteva ori să ating protecția motorului atunci când mergeam cu acest automobil în off-road spre etapele de Jeep Trail Cross, spre exemplu. Al doilea lucru ar fi consumul de combustibil. Acesta se situează în jur de 12 litri la acest model în prezent. Și nu pot să zic că este o cifră foarte rea, luând în calcul că totuși conduc un crossover care este dotat cu cutie automată și care mai are și tracțiune integrală, dar mă rog, totdeauna este loc de mai bine și cu toții ne-am fi dorit ca la pompă să plătim ceva mai puțin. În rest, chiar sunt mulțumit de această mașină și de comportamentul ei până acum. Vorbind despre interiorul lui Tucson, acesta este dominat de materiale nu foarte pretențioase după calitate. Dar nu trebuie să uităm că nu vorbim despre o mașină de teren de vreo 80.000 de euro, ci despre un automobil de familie de origine coreeană, care pleacă de pe la 17.000 de euro în Moldova. Izolarea fonică îmi place tare mult în această mașină. Propulsorul de 2 litri se face auzit tocmai pe la 3500-4000 de rotații, atunci când este turat deja foarte tare. În rest, este foarte silențios. Până acum, plasticul din această mașină parcă nu scârție, nu am auzit nici măcar o dată că acest lucru să se întâmple, nici măcar atunci când am dat cu acest Tucson în vreo groapă foarte mare. Sunt foarte multe pe la noi și le mai nimeresc și eu din când în când. Ba mai mult, mă aștept că acest comportament va continua și pe mai departe, și asta pentru că Tucson este o mașină care a ajuns într-al doilea ciclu al vieții sale în cazul acestei generații, iar astfel este o mașină la care deja au fost îndepărtate o mare parte din neajunsuri. Cât privește comportamentul acestei mașini pe traseu, trebuie să o recunosc că acesta este tipic unei mașini de teren cu o gardă la sol mai înaltă. Ruliul se face simți pe virajele abordate în viteză, însă în schimb denivelările din asfaltul moldovenesc sunt absorbite cu brio de suspensia mașinii. În afara asfaltului, Tucson se descurcă admirabil. În cazuri extreme, poate fi blocat diferențialul central pentru a distribui cuplul în mod egal între punți, iar pe pantele foarte abrupte, șoferul poate activa sistemul de coborâre în pante, care de sine stătător va controla coborârea și va aplica frânele într-un mod inteligent pentru a evita patinarea. Deja am reușit și am deservit pentru prima dată tehnic acest automobil. Hyundai o face la 7500 de kilometri parcurși, în timp ce automobilele japoneze o fac pe la 15.000 de kilometri. Ei bine, aceasta este politica constructorului corean, pe care, pe de o parte, o înțeleg. Pe atunci am achitat în jur de 1400 de lei pentru schimbul uleiului și al filtrului de ulei, ceea ce nu este foarte mult. Spre exemplu, acel Suzuki S-Cross, despre care o să vă vorbesc în doar câteva minute, trebuie deservit la 15.000 de kilometri și la fel va fi schimbat uleiul mașinii și filtrul de ulei. Însă iată că acea procedură în cazul acelui model costă în jur de 2400 de lei, deci cu 1000 de lei mai mult. Iată că am ajuns la finalul acestui reportaj. Ne așteaptă foarte multe aventuri la volanul acestui Tucson, motiv pentru care vă invit să accesați site-ul nostru, acolo unde avem o rubrică special dedicată acestui model, care se numește Garajul Autostrada.md. După ce i-a tot amenințat pe producătorii de automobile că va năspri procedura de testare a nivelului de siguranță pe care îl oferă cele mai noi modele lansate pe bătrânul continent, Euro NCAP a anunțat rezultatele ultimei runde de teste, în cadrul căreia au fost testate 6 automobile. Care sunt acestea și ce noutăți aduce noua generație Volkswagen Passat? Aflați la Autonews, rubrica pregătită de colegii mei de la autostrada.md.
Institutul European de Testare a Nivelului de Protecție oferit pasagerilor și pietonilor de către noile modele de automobile lansate pe piața europeană, Euro NCAP, a anunțat de curând rezultatele ultimei runde de teste în care au fost lovite de stâlpi și pereți modelele Citroen C Elise, Peugeot 301, Ford Tourneo Courier, modelul britanic MG3, Renault Megane Hatchback și Volkswagen Golf Sportsvan. De această dată, Euro NCAP a testat cele 6 automobile în baza unor reguli noi și mai stricte. Astfel, singurul model care a obținut 5 stele în cadrul acestei runde este Volkswagen Golf Sportsvan. Pe de altă parte, modelele Citroen C Elise și Peugeot 301 au dezamăgit în cadrul testelor, reușind performanța de a obține doar 3 stele. Mașinile franceze au obținut rezultate mediocre la testul de impact frontal. Indicațiile de pe manechine au arătat că protecția la nivelul pieptului și picioarelor șoferului este medie, în timp ce impactul lateral cu stâlpul a demonstrat un rezultat slab din cauza forțelor care apasă asupra pieptului pasagerilor din față. Tot 3 stele au obținut modelele MG3 și Renault Megane Hatchback. În ultimul caz vorbim despre un adevărat eșec, care cu siguranță că a redus din mândria francezilor de la Renault obișnuiți cu 5 stele la testele Euro NCAP. Ford Tourneo Courier a obținut un punctaj de 84% pentru protecția pasagerilor adulți și tot atâta la capitolul protecția copiilor, ceea ce a dus la un rezultat final de 4 stele. Cel mai sigur vehicul s-a dovedit a fi monovolumul compact Volkswagen Golf Sportsvan. Acesta este singurul care a reușit să obțină rezultatul maxim de 5 stele, chiar dacă în timpul testelor a obținut un punctaj de 87% pentru protecția pasagerilor adulți și 85% pentru nivelul de protecție oferit minorilor. Ba mai mult, experții Euro NCAP au pus la treabă și sistemul de frânare automată în cazuri de urgență, care aplică frânele de sine stătător pe fiecare dată când senzorii mașinii detectează un obstacol, iar șoferul nu este atent la drum, cum ar fi o mașină care frânează de urgență în trafic. Astfel, doar în cazul unei viteze de 30 de km la oră, Golf Sportsvan nu a reușit să evite coliziune cu mașina din față. În rest, monovolumul german a aplicat de fiecare dată frânele la timp, fie că vorbim despre viteze de 40, 50 sau 60 de km la oră. După lungi săptămâni de așteptare, Volkswagen a prezentat în sfârșit noua generație a modelului Passat, care a fost anunțat în două versiuni, Passat Sedan și Break-ul Passat Variant. Noutatea absolută pe care o aduce noul Volkswagen Passat constă în platforma MQB, folosită deja și de cea de-a șaptea generație a compactei Volkswagen Golf. Datorită acesteia, modelul a devenit cu 85 de kg mai ușor. Gama de propulsoare oferită pe noul Passat va fi foarte variată, iar astfel versiunile pe benzină TSI vor oferi între 125 și 280 de cai putere, în timp ce variantele TDI pe motorină livrează între 120 și 240 de cai putere. Toate motoarele au devenit cu 20% mai eficiente, sunt dotate standard cu sistemul start-stop și cu cel de recuperare a energiei la frânare. Cutiile de viteze sunt două la alegere, fie manuală în 6 trepte sau automată DSG cu 7 trepte și dublu ambreiaj. Standard, tot cuplul este transmis pe puntea față, însă opțional se poate opta pentru sistemul de tracțiune integrală 4Motion. Exteriorul modelului se remarcă prin liniile paralele, bosajele musculoase și o înfățișare extrem de dinamică, care ne reamintește ușor de Passat CC. Liniile paralele și-au făcut loc și în interior, acolo unde multe elemente sunt amenajate într-un stil puțin mai aristocratic, însă și mult mai high-tech. Opțional este disponibil tabloul de bord digital cu ecran de 12,3 inci preluat de pe noul Audi TT. Noul Volkswagen Passat va fi prezentat în cadrul salonului auto de la Paris, iar vânzările noului model vor demara chiar de săptămâna viitoare în Europa. Prețul versiunii sedan va porni în Germania de la 25.800 de euro și de la 25.950 de euro pentru versiunea Passat Variant. Chiar dacă nu este un producător de automobile foarte activ pe piața europeană, Suzuki are în dotare cel puțin un model care poate da mari bătăi de cap concurenților pe bătrânul continent. Este vorba despre S-Cross, un model pe care l-am testat de curând. Ce impresii a produs acesta aflăm în rubrica Test Drive.
Suzuki nu este un constructor de automobile foarte activ în Europa, motiv pentru care japonezii nu anunță prea des noi modele, spre deosebire de producătorii europeni care mereu se grăbesc să anunțe noi versiuni și modele. Însă, în ciuda acestui fapt, astăzi vreau să vă prezint noul S-Cross, care nu ar trebui confundat cu SX4. Suzuki S-Cross a fost prezentat în anul 2013 la salonul auto de la Geneva. Chiar dacă pe unele piețe noul model este vândut sub numele SX4 S-Cross, acesta nu este un succesor direct pentru SX4, față de care este mai mare cu 15 cm în lungime și cu care este asamblat pe aceeași linie de producție. Suzuki poziționează noul model drept un crossover compact care poate fi dotat cu tracțiune integrală și care se va bate pe piață cu modele ca Mitsubishi ASX sau Skoda Yeti. Suzuki S-Cross are o înfățișare plăcută, care putem spune că a preluat unele linii de la fratele mai mic SX4 și care este dominat în partea frontală de farurile imense. După mine, nu este cel mai frumos model din segment, însă, cu siguranță, nu putem spune că este o mașină urâtă. Pe de altă parte, S-Cross se impune din start drept un crossover din cauza apărătoarelor din plastic de pe barele de protecție, praguri sau arcuri. Mașina are o gardă la sol de doar 16 cm, similară cu cea a unui Peugeot 2008. Dacă este să ne referim la practicabilitate, atunci S-Cross oferă un portbagaj cu un volum de 430 de litri, care este mai mare cu 50 de litri față de portbagajul lui Mitsubishi ASX. Ziceam despre Fiat 500L că nu oferă foarte multe spații de depozitare aici pe tunelul central. Ei, iată că Suzuki S-Cross o face și oferă aici două spații de depozitare, fie pentru sticlele de apă, fie pentru telefoanele mobile sau alte obiecte mici, cât și un spațiu care este amplasat în partea de jos a consolei centrale, unde la fel își pot găsi loc câteva lucruri mici. Nu ar trebui să ucide cotiera, care este și ea destul de mare și unde de altfel se află și portul USB. De fapt, interiorul lui S-Cross mi-a plăcut destul de mult pentru comenzile afișate ergonomic, poziția la volan, dar și pentru vizibilitatea destul de bună. Însă cel mai mult am apreciat scaunele, care sunt printre cele mai confortabile din clasă. Acestea sunt suficient de moi și oferă o susținere laterală pronunțată, care va fi apreciată de pasagerii din față în viraje. Un lucru pe care îl apreciez la S-Cross este că Suzuki sau constructorul japonez de automobile nu declară că S-Cross este o mașină care se vrea de clasă premium. Din start, japonezii sunt foarte onești atât cu clienții cât și cu jurnaliștii auto. Astfel, aici, la interior, nu m-am așteptat ca să găsesc de la bun început materiale foarte calitative sau cele pe care le găsesc pe mașini din gama Mercedes sau Audi. Sunt materiale obișnuite, nu foarte proaste, care se vor comporta destul de bine pe viitor. Partea centrală a planșei de bord este ceva mai moale, în timp ce în partea de sus predomină plasticul ceva mai tare. Un alt lucru pe care l-am sesizat de aici, de la volanul șoferului, atunci când am turat ceva mai tare acest propulsor, este că motorul devine foarte gălăgios la turații de peste 3000 de rotații pe minut. Bine, este ceva normal ca el să răcnească ceva mai tare atunci când pedala de accelerație este apăsată mai tare. Iată că în acest caz s-ar fi putut ca izolarea fonică din zona propulsorului să fie ceva mai bună. Suzuki S-Cross este disponibil în țara noastră doar cu un singur propulsor. Este vorba despre unitatea pe benzină de 1,6 litri ce produce 120 de cai putere și care poate fi cuplată la cutia manuală cu 5 rapoarte sau la una de tip variator. Deocamdată Suzuki S-Cross este disponibil în țara noastră doar cu un singur propulsor, cel de 1,6 litri pe benzină care produce 120 de cai putere. Bineînțeles, acest lucru nu este unul prea bun și nu îl avantajează deloc pe S-Cross, și asta pentru că concurenții din același segment oferă nu doar mai multe propulsoare pe benzină, dar și pe motorină. Iar moldovenii au început să se uită foarte atent în ultima vreme, anume la propulsoarele turbodiesel. Iată că și în cazul acestui S-Cross, această cutie parcă reduce din puterea propulsorului, care și așa nu este foarte puternic. Prin urmare, nu ar trebui să vă așteptați la accelerații foarte rapide
de la acest model. Și pentru că vorbim despre un crossover compact, aflați că S-Cross poate fi dotat cu un sistem de tracțiune integrală. Cu ajutorul unui selector de pe tunelul central, cel de la volan poate selecta câteva moduri prestabilite, cum ar fi cel pentru noroi sau zăpadă. Pentru accelerații ceva mai dinamice, se poate opta și pentru modul sport, însă și în acest caz veți avea nevoie de tocmai 11 secunde pentru a prinde prima 100 de kilometri la oră. Suzuki S-Cross are o direcție previzibilă, dar una care nu este foarte informativă. Ba mai mult, volanul se simte prea ușuratic și nu oferă un feedback destul de bun pentru ca cel de la volan să simtă această mașină mult mai bine. Din acest motiv, chiar dacă veți merge cu un Suzuki S-Cross, vă recomand să nu prea încercați, să zicem, pe timp de iarnă, diferite derapaje la volanul acestei mașini, pentru că va fi foarte greu să o readuceți pe linie dreaptă. Țineți toate sistemele de siguranță cuplate și nu se va întâmpla absolut nimic. Dacă este să ne referim la dotările unui Suzuki S-Cross în versiune Elegance GLX, aflați că exemplarul testat de noi este dotat cu o sumedenie de airbag-uri, chiar și unul pentru genunchii șoferului, sistem audio cu MP3 și USB, sistem hands-free, ESP, faruri xenon, LED-uri pentru lumina de zi, senzori de parcare și multe altele. Iată un lucru pe care l-am observat la S-Cross este că din cauza fluxului de aer se creează ceva turbulențe aici în jurul oglinzilor retrovizoare, motiv pentru care șoferul s-ar putea să audă un zgomot nu foarte puternic care va veni din preajma oglinzii retrovizoare. Se vede că Suzuki a trebuit să mai stea cu acest S-Cross în tunelul aerodinamic. A venit timpul să trecem în revistă costurile de cumpărare, asigurare și exploatarea unui Suzuki S-Cross în Moldova. Prețul unui asemenea model pornește de la 14.200 de euro ceruți pentru varianta cu dotări standard din gama Comfort. Eu am condus versiunea Elegance GLX, la care a fost adăugată opțional culoarea metalizată. Astfel, prețul modelului din imagini este de 19.200 de euro. Ca de obicei, am luat în calcul opțiunea de cumpărare în rate. Pentru achitarea primei rate de 20%, la care se adaugă și un comision de administrare de 2%, proprietarul va trebui să scoată deodată din buzunar 4.200 de euro. Ulterior, va avea de plătit câte 510 euro timp de 36 de luni. Cât privește asigurarea, cea obligatorie va ajunge la 529 de lei, iar polița casco va costa 864 de euro. În ceea ce privește costurile de întreținere, acestea vor ajunge tocmai la suma de 5.300 de lei pentru primii 30.000 de kilometri parcurși. Iată că am ajuns la finalul acestui test drive. Suzuki S-Cross este o mașină tipic japoneză, fiabilă și, cel mai important, este onestă față de cel care o va procura. Este practică și are un preț atractiv, însă, pe de altă parte, motorul de 120 de cai putere și cutia CVT nu fac un tandem prea bun. Iată că am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Săptămâna viitoare o să vă spun cum a decurs autostrada Offline Party și o să mergem la două evenimente locale, în cadrul cărora Porsche va prezenta noul 911 Targa, iar BMW va lansa oficial în țara noastră seria 4 Grand Coupe și noul X4. Până atunci vă invit să accesați site-ul nostru autostrada.md pentru multe știri auto și test drive-uri de calitate. Sunt Constantin Mihalachi, din partea mea și a întregii echipe, vă mulțumesc că ne urmăriți. Pe curând!